ne-ați venit și bine ați revenit în această frumoasă după-amiază de duminică la Muzeul de Artă din Roman pentru o ocazie specială, o zi deosebită. În primul rând aș povesti de cele două evenimente deosebite pentru muzeele din lume, nu doar din Roman, și este vorba despre Ziua Internațională a Muzeelor, care a fost pe 18 mai, și aseară Noaptea Albă a Muzeelor din Lume, și la care am participat și noi, Muzeul de Artă din Roman, de altfel toate muzeile din Roman. Și cu siguranță cei care au trecut pragul muzeului nostru astă noapte au plecat încărcați de energie, de frumusețe, de orice, și cu siguranță domnul Mihai Olteanu cred că o să amintească ceva, cred că i-a plăcut ce s-a întâmplat aseară aici, pentru că l-am avut alături de noi. Și a fost ceva deosebit, pentru că pentru prima dată am avut un fel de vernisaj înaintea vernisajului propriu-zis de astăzi. Foarte multă lume ne-a trecut astă noapte pragul și a avut onoarea de a-l avea ghid pe artistul care expune în această perioadă la muzeul nostru, domnul Mihai Olteanu. Spuneam că cele două zile speciale. Tocmai pentru aceste zile speciale am ales o expoziție specială a unui artist special. Nu doar pentru Roman, ci pentru întreaga comunitate plastică, artistică a țării noastre. Domnul Mihai Olteanu, unul dintre cei mai prolifici artiști plastici romașcani, e îndrăgit de generații întregi, de iubitori de cultură, de artă adevărată, este iarăși aici, pe sumezele Muzeului de Artă din Roma. Pentru a doua oară într-un an și jumătate. Recunosc. Noi îl așteptăm mai des chiar. Spuneam că este cel mai prolific și 99% din lucrările expuse astăzi, și anume 141 la număr, sunt lucrate în ultimii 2 ani maxim, un an jumătate. Adică în perioada de la ultima expoziție personală până acum. Este un record, spun eu, printre artiștii plastici, pentru arta plastică, nu doar romașcană. De altfel, domnul Mihai Olteanu este recunoscut în spațiul virtual, în mod deosebit, iar în străinătate nu mai spun. Și chiar mi-aduc aminte, nu de mult, tot în acest cadru intim al muzeului nostru, la salonul de primăvară, am avut plăcerea de a avea alături pe cei doi care i-am și acum în stânga și în dreapta mea, domnul Mihai Olteanu, bineînțeles, și cu invitatul de această dată al domniei sale, domnul Florin Mircea Zahărescu, binecunoscut în spațiul romașcan și nu numai, sculptor și pictor, maestru al romanului. Și mă bucur că domnul Mihai Olteanu l-a ales să-i fie alături la această personală. Ce am să vă mai spun câteva lucruri despre activitatea personală, de fapt plastică, a domnului Mihai Olteanu. Este la a cincea personală aici, la Muzeul de Artă din Roma. Este un record din nou pentru artiștii plastici romașcani. Este a 11 personală, deci din 11 personale, 5 aici, la Muzeul de Artă. A participat la toate saloanele și anualele organizate de muzeul nostru și întotdeauna a fost o prezență proaspătă și întotdeauna a ținut să ne aducă cele mai noi, cele mai fragede lucrări. Și asta contează enorm pentru un artist plastic, pentru că doar așa putem să ne dăm seama că acel artist este în vervă, lucrează, și doar așa putem să spunem că este un artist. Și mai mult, în momentul în care întâlnim atâtea teme, teme diverse, da? Florale, portrete, peisaje, de primăvară, de toamnă, de iarnă, portret, nu mai zic. Putem vorbi despre un artist complex și complet. Acesta este Mihai Olteanu. Am să vă povestesc pe parcurs mai multe lucruri. Deocamdată am să-i dau cuvântul domnului primar al Romanului. Avem onoarea de a-l avea astăzi alături de noi la acest eveniment deosebit, domnul Lucian Micu. Vă mulțumesc! Thank you.
primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag am venit alături de dumneavoastră la această frumoasă manifestare, venită într-una din zilele în care sărbătorim și municipiul roman, chiar dacă, să spunem, prin natura activității de aici nu e în concordanță cu ceea ce se întâmplă afară, 100 de metri mai încolo. Am încercat și noi să îndemnăm utilul cu plăcutul, să satisfacem un număr cât mai mare de romașcani și în același timp să încercăm pe cât posibil să nu mai încurcăm nici traficul rutier și de aceea apare și o stare de disconfort prin ceea ce se întâmplă alături. Dar și acest lucru se reflectă totuși în bucuria copiilor care se bucură de ceea ce se întâmplă afară. Revenind la manifestarea dumneavoastră, nu pot decât să mă bucur de faptul că în ultimii ani Romanul a devenit un oraș vibrant din punct de vedere a culturii, din punct de vedere a artei plastice și acest lucru nu face decât să ne bucure. Pe lângă Muzeul de Artă avem numeroase activități și în cele două galerii private, iar prin toată această activitate și prin toată această vibrație din punct de vedere cultural, Romanul începe ușor, ușor să se cristalizeze într-un pol important aici, în mijlocul Moldovei. Și am simțit așa de multe ori când am avut artiști și musafiri din alte localități din Moldova, dar și din țară, cum vorbeau așa cu oarecare regret, că în localitățile lor nu se întâmplă atât de multe evenimente culturale ca la Roman. Or, acest lucru nu face decât să ne bucure pe noi toți. Trebuie să recunosc că mă bucură și pe mine și în același timp mă și motivează să dau curs și să sprijin cât mai multe astfel de inițiative, astfel încât dacă ne-am câștigat acest renume, să-l și menținem și de ce nu să devenim recunoscuți și la nivel național prin activitatea culturală pe care o desfășurăm. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți într-o prezență atât de numeroasă într-o zi de duminică după amiază, ceea ce înseamnă că există o emulație la Roman pentru arta plastică și, așa cum spuneam, nu face decât să mă bucure și să mă oblige în același timp. La mulți ani, Roman! La mulți ani, Romoșcani!
consider că nu doar de ieri, de azi suntem așa vibranți din punct de vedere artistic și cultural, având în vedere că muzeul nostru are 61 de ani de existență și întotdeauna romanul a fost apreciat pentru oamenii de valoare pe care i-a dat și pentru activitățile culturale care au avut loc în romanul nostru, Mușatin de altfel. Mulțumim pentru cuvintele frumoase și revenim la personala domnului Mihai Olteanu. Spuneam că avem teme diverse, ceea ce întâlnim prea puțin, de multe ori, la artiștii plastici care deschid personale. De obicei vin ba cu autoportret, ba cu florale, ba cu peisaje și să zicem că se reduc doar la o anumită tehnică. Nu putem vorbi despre acest lucru la Mihai Olteanu, care abordează absolut toate tehnicile până la urmă și mai este și sculptor. Mai puțin cunoscut, noi îl așteptăm data viitoare și cu o sculptură. Și eu de mult îmi doresc zgrafito realizat de Mihai Olteanu, a avut la câteva expoziții colective aici la muzeu și a strânit atât de mult interesul încât le-a luat repede și le-a ascuns și nu ne le-a mai dat. Nici nu le mai are nici dumnealui, deci. Așa că, în momentul în care vorbim despre Mihai Olteanu, spunem, în primul rând, culoare. Spunem profunzime, spunem trăire, spunem acea dragoste de natură și de om, în primul rând. Pentru că un artist nu poate fi artist fără a simți dragoste de față de tot ceea ce ne înconjoară. Și, în primul rând, față de natură, pentru că ea ne oferă atâtea frumuseți prin penelul pe care artistul îl pune pe pânza sa. Descoperim, spuneam, florile toamnei sau florile de primăvară. Și cineva îmi vorbea tare frumos de liliac, tocmai perioada, sau irișii, la fel în perioadă, cum este că irișii îmi plac și mie și deja m-am îndrăgostit de ei, așa că domnul Olteanu a ținut cont și i-a pus singură acolo pe un perete. Așa că vă rog tare mult să-i admirați în toată splendoarea lor. Mihai Olteanu este considerat pictorul florilor. Întotdeauna ne-a oferit un regal floral. Florile la el niciodată nu sunt singulare. Întotdeauna, chiar dacă este un fir de trandafir suav acolo, întotdeauna parcă acel trandafir vorbește. Vorbesc persoanele din spatele care au avut grijă de acel trandafir să ajungă la acea frumusețe, la acea maturitate și să-și deschidă petalele atât de frumoase și parcă întotdeauna îi simțim parfumul deosebit. La portretele lui Mihai Olteanu descoperim efectiv psihologia personajului, a acelei persoane pe care Mihai a reușit să-i surprindă acea esență de efect, de impact și care noi, ceilalți privitori, muritori, care nu suntem artiști și nu vedem cu acei ochi și suflet de artist, nu-l vedem atunci când întâlnim personajul respectiv. Dar Mihai Olteanu reușește să surprindă acel ceva de dincolo de persoana respectivă. Când vorbim de peisajele lui Mihai Olteanu, poate că acolo descoperim cu adevărat dragostea față de natură. Și poate cu o anumită nostalgie pictează peisajele din zona natală sau din zone cu case atât de frumoase, monumentale, din punct de vedere arhitectonic, în primul rând, și istoric, în al doilea rând, și chiar v-aș atrage atenția asupra vilei Hogaș, pe care o avem aici, în fața dumneavoastră, în spatele nostru, și atâtea și atâtea. Avem Casa Ilescu, avem un peisaj din Roma, din Strada Veche, în ploaie. Doar la pictorii francezi mai găsim așa citadine în ploaie, atât de suave și atât de pline de suavitate, de nostalgie și, în același timp, de o energie aparte. Pentru că oricât, să zicem, de temperate ar fi culorile, de nostalgice, penelul lui Mihai Olteanu este energic, vibrant. Așa cum florile sunt, emană energie, fervoare, nu sunt statice, ci sunt pline de viață, așa și peisajele vorbesc și parcă ne îndeamnă să le admirăm zi de zi, clipă de clipă și să le respectăm. Să respectăm natura și să respectăm omul. În continuare, aș dori să-i dau cuvântul domnului Florin Mircea Zahărescu. În opinia mea,
cred că a făcut cea mai bună alegere, pentru că avem doi maestri deosebiți, ai romanului și nu numai. Florin Mircea Zahărescu. Mulțumesc! Problema cu maestru e mai delicată. Mai grea și mai delicată, da. E ca, cum spune, ca mânghierea porcului pe burtă. Păi dacă tot sunt între dumneavoastră, ce să fac? Da, nu prea mai avem, dacă sunt vreo doi maestri adevărați exact. În țară. Am avut câțiva, noi nici nu spuneam maestru, la noi se spunea maestru. Maestru Baba, maestru Cecurencu, maestru Caragea, în niciun caz maestru. Maestru era pe la conservator, pe la scriitor, pe la... Și încă nu ne considerăm așa și bine facem, pentru că părerea mea e că un plastician progresează prin faptul că nu este întotdeauna și nu pe deplin mulțumit de ceea ce a făcut. Dacă ajungem la stadiul ăsta, înseamnă că stagnăm. Și intervine o automulțumire, ceea ce nu este bine. Căutăm mereu, căutăm în noi forța și puterea de a învăța în continuare, de a studia în continuare, de a găsi resurse, idei și să nu ne placă ce am făcut. Vezi lucrări mai vechi și îți dai seama că mai trebuia făcut ceva. Sau uneori schimbat chiar tot. Și atunci e bine. Dacă te mulțumești, cei care ajung să fie mulțumiți, poate la o vârstă foarte înaintată și datorită celor din jur, sunt și asemenea cazuri, aia sunt maestri, dar sunt puțini, foarte puțini. Nu-i cazul nostru. Și că să revenim la cel pe care îl vârfim acum, el este încadrat în impresionism. În impresionism suntem încadrați toți. După secolul XIX și în începutul secolului XX, cam toată lumea plastică a făcut impresionism. Și în ziua de azi se face. Cam tot ce a decurs din impresionismul ăsta, știi, își are originea, geneza tot acolo. De ce? Pentru că secolul XIX a adus niște cercetări a fizicienilor în domeniul refracției luminii, în domeniul luminii și a culorii și cum dă culoarea la o anumită lumină și s-au făcut teoria culorilor.
niște descoperiri fizice care au influențat foarte tare, în primul rând, pe plasticieni. Și asistăm la o perioadă în care asta a venit ca o mănușă pentru plasticieni. De ce? E perioada de neoclasicism și clasicism, cu dogmele și îmbâcseala și regulile clasicismului, care nu mai erau suportate de acum, mai ales de plasticieni, și care s-au simțit foarte liberi și justificați de aceste legi ale fizicii să pună altfel culoarea pe pânză, să folosească altfel lumina și în felul ăsta să naște impresionismul, cu toate discuțiile care le știți și toate aventurile impresionismului. L-aș încadra pe Mihai Oteanu nu chiar în impresionism propriu-zis, perioada anterioară. Adică au existat niște pictori mari, Driver maestre, începând cu Delacroix, cu Millet, cu Corot, cu Courbet, care simt nevoia unei tușe mai puternice, unei lumini și umbre mai contrastante, care sunt niște precursori a impresionismului. În ce privește tematica, nu seamănă chiar prea bine cu impresioniștii francezi care cunoaștem noi, Monet, l-aș încadra la un impresionist mai puțin cunoscut, dar care e considerat în Statele Unite cel mai mare impresionist, John Singer, care la un moment dat stătea în Anglia și făcea portrete și unora de pe un continent și de pe celălalt. Era foarte cunoscut, mare portretist, încadrat și el în zona impresionistă, dar cu accente clasice. Ei, Mihai Oteanu la un moment dat a întrerupt activitatea, a lăsat o activitate, o meserie de care s-a apucat de comerț și așa, și care i-a asigurat probabil un confort material destul de bun. Boala asta care a avut-o probabil în copilărie, de s-a dus la liceul de artă, pe care l-a făcut la Bacău, parcă, așa, ei, a recidivat și a lăsat activitatea asta de comerț sau ce făcea el și s-a dedicat întru totul picturii. Are un exemplu tot în impresioniști. Am să vă aduc aminte că Gauguin era lucrător la bancă. Era funcționar bancar și ducea o viață mic-burgheză, foarte bine așezat și foarte confortabil. Lasă tot și se apucă de pictură. Ei, cam așa ceva s-a întâmplat și cu Mihai Oteanu. După o pauză destul de lungă a restartat și a început. Între timp și-a făcut o cabană la munte. Ei, ce legătură are asta cu ce lucrează el? Are. Pentru că acolo, în jurul lui, în plein aerul impresionist, nu? Avea peisaj cât lumea. Mai este ceva, apropo de fizica luminii și aia, când vă duceți la munte, o să vedeți că iarba are altă culoare, pomii au altă culoare, florile în grădinile oamenilor sau chiar pe câmp au alte culori. Corect. Și sunt mult mai puternice decât le vedem noi aici. Emisia de lumină, radiația luminoasă este altfel. Asta l-a făcut să fie destul de exuberant în culoare și să lucreze foarte mult în spațiul ăla, chiar exagerat în ce privește coloritul, după care poate și la sfatul meu sau al altora, a început să tempereze și avem de-a face acum cu ultimele lucrări care sunt destul de recente, din ce văd eu de anul trecut și anul ăsta chiar, cu lumină filtrată
Și nu numai în ce privește peisajele, ci chiar la portrete sau naturi moarte, pune un filtru. La fel ca la cinematografie sau, în primul rând, la fotografie. De multe ori, prin combinația culorilor, de multe ori chiar patinând lucrarea. Ceea ce duce la o atmosferizare a lucrării. Simți aerul care înconjoară obiectul pictat, indiferent că e portret, că sunt flori sau mai ales peisaj. Vei simți, dacă te uiți atent, atmosfera dintre mine și copacii aia sau clădirea aia sau portretul ăla. Ceea ce este foarte important și un lucru inventat tot de impresioniști, de a picta aerul, de a învelopa lucrurile în lumina aerului respectiv. La el observ o lumină ușor crepusculară și ușor melancolică. Melancolia asta o văd și în portrete. De aici îl aș cataloga ca un pseudo-impresionist romantic. Deși el, ca persoană, așa, nu vrea deloc să arate chestia asta și e destul de flegmatic și sarcastic uneori și așa, cred că totuși e o persoană romantică după ceea ce face. Lucrările, mai ales portretele, sunt interiorizate, au o grimasă reținută și efectiv ușor melancolic. De aici mă gândesc că e o fire, de fapt, romantică. Pe lângă firea sensibilă, care o să o vedeți în expoziție, este clar că e un sensibil și care răspunde, ca toți impresioniștii, răspunde impresiei. Impresiei de moment. Și o face foarte bine. În ultima vreme, tușa este mai curajoasă, mai puternică. V-am spus, spațiul este pictat de asemenea, deși, în mod ciudat, șarful este clar până în spatele tabloului, adică până la orizont. Să pui șarfuri la fel este destul de greu. Și totuși să-ți iasă atmosfera și să-ți iasă perspectiva. Asta este destul de greu, să faci perspectivă menținând claritatea de la început până pe fundal. Ce aș putea să vă mai spun eu despre el? Îmi pare foarte bine că s-a reapucat de lucru, deși nu știu dacă mai are confortul care îl avea cu prăvălia aia. Mai îndăună zi aud un vineri dimineață la cafea un mare antrenor de fotbal de nu știu ce, știi, care zice, dom'le, dacă nu reușește transferul ăsta de vreo 3 milioane de dolari și așa, mă las, dom'le, mă apuc de prostii, mă apuc de pictat, mă apuc de tuns iarba prin curte, am să găsesc eu ce, și gata, am terminat. Adică, noi facem un lucru foarte total neserios. Cam asta este percepția în cea mai mare parte a populației. Și culmea lor care sunt cu bani. Așa că tu aici ai venit, ai lăsat un anumit confort și te-ai apucat de chestia asta. E sigur că boala asta e foarte puternică la tine. Am mai fost și la alții. Să sperăm că... Că nu trece. Că nu-ți va mai trece. După cum văd eu, mergi foarte bine față de ce făceai acum câțiva ani, să simte un pas înainte mare de tot și asta ne bucură. Și ți-am zis, sfatul este să nu fii niciodată mulțumit de ceea ce ai făcut. Nice. Să consideri că încă mai trebuie să mai faci ceva. Ne bucurăm
și așteptăm noi expoziții. Lucrează mai puțin. Știi de ce? Este un secret. Sau nu mai prezenta așa de multe lucrări. S-ar putea ca lumea să creadă că ești facil și că lucrezi foarte ușor. Să mă întrebe de noi știm că nu e adevărat. Dar e unul din secretele profesionalismului de a nu arăta chiar tot ce poți și tot ce faci și cât de repede faci. Fiindcă mi s-a spus, imediat face chestia. De păi, de ce spui? Păi, da, a făcut 3 picturi într-o lună, într-o săptămână. Da, poți să fie 3 picturi într-o săptămână și să aibă valoare mult mai mare decât 3 picturi făcute în 3 ani. Dar asta lumea nu știe. Da, este o selecție foarte bună ce ai prezentat astăzi aici. Cred că datorăm asta și muzeografiei noastre și care te-a ajutat probabil la panotare. Mult. Așa, da. Și selecția pe care ai făcut-o, în care nu mai văd stridențe, nu mai văd lucruri neterminate, este unitară, este Mihai Olteanu. Și am să vă spun de ce v-ați contrazis singur. Este o vorbă. Modestia face din om să fie și mai mare. Modestia dumneavoastră, de fapt, a dovedit că sunteți un maestru. Și dumneavoastră și domnul Olteanu. Iată care startarea, cum a spus domnul Zaharescu, a domnului Mihai Olteanu, este de bun augur și este binevenită și este pentru plăcerea noastră, pentru sufletul nostru și noi ne bucurăm și noi vrem să continue domnul Mihai Olteanu și să vă mai spun un secret. Nu ne-a adus toate lucrurile, dacă aveți sibrăile câte ține ascunse. Așa, deci nu ne-a arătat tot. Asta e ideea. Ne mai păstrăm așa un pic pentru mai încolo. Revenind, tot la cei doi maestri, eu sunt obligată să folosesc cei doi termeni, chiar dacă îl deranjez pe domnul Zaharescu, că v-am zis, sunt între ei doi și mai am, așa, și mai avem de colaborat cu dumnealor. Se spune că un maestru, un dascăl este, un maestru este un dascăl adevărat și un maestru adevărat și în momentul în care nu mai păstrează doar pentru el. Încearcă să transmită și generațiilor care vin. Și mi s-a părut chiar interesant, chiar zilele trecute vorbeam cu domnul Mihai Olteanu despre Brâncuși. Brâncuși care nu prea adora femeile artiste, dar totuși a acceptat câteva ucenice în atelierul său, dar ca să suporte mai bine situația, le-a dat nume de băieți.
dar a reușit să transmită din cunoștințele, din arta sa și altora, unor generații tinere și care să fie transmise aceste cunoștințe. Și doar un maestru poate să o facă. Iar cei doi de lângă mine o fac din plin și cu o extraordinară dăruire la o grădiniță de arhitectură pe care noi o admirăm și o susținem cu mare drag, pentru că este un lucru extraordinar care se întâmplă aici în Roman, iar cei doi sunt dascălii acestei grădinițe de arhitectură. Domnul Florin Mircea Zaharescu în modelaj, domnul Olteanu la pictură și îl mai avem și pe maestrul Viorel Maxim, este pe aici. Sunt trei dascăli la această grădiniță de arhitectură și reușesc să transmită generațiilor tinere, frumoase, aceste cunoștințe ale lor. Este mare lucru ca un artist să nu păstreze doar pentru el ceea ce a reușit să obțină poate prin atâția și atâția ani de experiență. Un artist ajunge la maturitate nu de azi pe mâine și nu este maestru, așa cum spunea și domnul Zaharescu, cu trei lucrări în trei ani și suntem maestri. Nu se face așa ceva. Noi îi felicităm pe cei doi și pentru activitatea de la grădinița de arhitectură. Proprietarii sunt aici, cei care menegerează grădinița. Și în continuare îi dau cuvântul domnului Mihai Olteanu. Lua cuvântul și ce să fac cu el? Transmiteți mai departe. Înțeleg că trebuie să spun și eu nu unul, ci câteva cuvinte. Ca de obicei se pare că o să rezolvăm repede partea asta. Este adevărat că sunt impresionat de cât de mult m-ați onorat cu prezența la această manifestare foarte importantă, în primul rând, pentru mine. Sper să fie importantă și pentru dumneavoastră și sper ca lucrările mele să se revanșeze, să vă impresioneze la fel cum ați reușit să o faceți toți cei prezenți aici de față. Dacă e să o luăm pe nume, pe persoane, atunci mă simt obligat să mulțumesc domnului primar că a reușit să rupă câteva minute să mă onoreze cu prezența și nu numai pe mine. Cred că este o primire bună și din partea dumneavoastră. Să mulțumesc gazdelor noastre care au avut într-adevăr foarte, foarte mult de muncă aici. Este destul de greu să faci o selecție, să faci o panotare și într-un ritm atât de alert. Am mai picat și noaptea muzeilor, care de fapt a ridicat, ceea ce este un lucru și în plus, este o chestie inedită care se întâmplă foarte rar, să fii văzut de 400 de oameni înainte de a deschide. Sper să se mai întâmple și de acum încolo. Nu înseamnă că dacă s-a deschis o lună de zile, se ia concediu. Dacă nu credeți, o să mă găsiți aici.
cine vrea să verifice sau vrea să revadă câteva din lucrări, zic eu că nu se pot acoperi într-o perioadă foarte, foarte scurtă de timp. Într-adevăr, sunt lucrări selectate din ultimii doi ani în marea lor majoritate și sper să vă simțiți apropiat de ele și să le primiți cu dragul cu care le-am făcut. Nu în ultimul rând, trebuie să mulțumesc lui Florin pentru prezentare, punctual ca de obicei, cu umorul la el. Se pare că întotdeauna îl însoțește, dar punctează foarte bine și cine a auzit, a auzit. Eu, de exemplu, m-am simțit vizat în câteva puncte, în sensul bun. Și dacă tot am fost acuzat că aș avea și o parte romantică, să mulțumesc și celei datorită cărora am reușit să aduc atâtea lucrări aici, adică soția mea. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să vă bucurați de lucrări. Mulțumim domnului Mihai Olteanu. Am un pic și m-am plăcut singur. Păi de ce nu? Vă mulțumim dumneavoastră că ați ales să fiți alături de noi astăzi. Sper să vă urmăresc. Și vă invităm să admirați lucrările domnului Mihai Olteanu până pe 20 iunie. Un pic. Vă mulțumim.